Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Păi să vedeți ce au făcut oamenii aia care produc bombonele gumate în formă de ursuleți. Și nu numai. Îți plac, a? Mă, sunt fan. Ursuleți de toate felurile și tot soiul de drăcii. Da. Colorate. Jeleuri. Da. În Germania, un nene a găsit un cec în valoare de 4,6 milioane de euro emis pe numele acestei companii. A găsit pe jos. Domnul Anuar. Neamț JetBG din Frankfurt. A observat cecul în timp ce aștepta un tren. Voia să ducă la mămica lui. Și domnul Anuar a declarat ulterior cecul avea o sumă atât de mare scrisă încât nici măcar n-am putut să o pronunț. Sigur, germana e oricum foarte grea. Da. Cecul fusese emis de către acest, de către un lanț de supermarketuri, către producătorul de ursuleți de gumă, de ce sunt ei. Da. S-a pierdut. Jeleuri. 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 Dar nu înțelegi fenomenul. Tu zici de gumă. De... Dar nu sunt. Nu, e sunt jeleuri. Bomboane gumate, gen... Da, zi... Jeleuri. Da. Dacă nu prea servesc. Foarte bun. Auzi, dar numai ursuleți au sau mai așa? Toate ce vrei tu. Da, ursuleții sunt... marca înregistrată. Dar care animalul îți place ție cel mai mult? Ursuleții. De ce? Că seamănă cu el. Marca înregistrată. Elefanțel ai încercat? Am mai încercat și altele, ce dar mai nu... au? Ursuleții îmi plac de când eram mic. Elefantul e mai mare ca el. Ei, asta zic. N-au, mă, animale de-astea. N-au... alte. Crocodile au? Râme, șerpișori, da. Da? Au sticluțe. Au aici la bufet la noi? Au cireșe. Nu cred. Aici nu vreau să știu. Aici fiind corporație, aici ne oferă crânțănele de-astea cu ulei dietetic de măsline și secară, știi? Sau diverse stixuri cu rozmarin și semințe de in. Da, mai e pe fibre. Da. Dacă ne facem de râs, nu mai schimbă vorba. De ce? Dar ăștia nu lansează, auzi, ursuleț cu fibre? Da. Să lanseze ursuleț cu fibre, deci, că ne băgăm și Habibi Anuar, da, a sunat la poliție și a sunat, de fapt, la firma respectivă. Firma, nu știu ce, în loc să-i ceară banii înapoi, e să distrugă cecul. Și să trimită și o fotografie ca dovadă. Și mă întreb dacă domnul Anuar a dat foc la cec și a strigat Allahu Akbar. Da, și asta, deci 4 milioane, ce mai e milionul de euro în ziua de azi. Și câteva zile mai târziu el a primit o recompensă. 6 punguțe de dulciuri. A dat foc la ăla? Una la milion. Da. Practic, da, aproape. Cam sunt 4 așa. Milioane, puțin mai mult. Nu putea să-i țin, trimite, da, una de sobă. I-a dat spunguțe. Măcar ar fi dat de alea mari de un kil, max. Da. Ce să faci, bă, cu el? I-am trimis pachetul nostru standard ca mulțumire, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. Ce de jeleuri. Ce oameni, bă. Deci au un pachet de mulțumire, stas. Da. E tare asta. Vezi, acum mă gândesc și că dacă pierdea Europa FM un cec de 4, 5, 6 milioane de euro. Așa. Cană și anorac. 7. Asta, pachetul standard de mulțumire de la Europa FM e mai tare, anorac și cană. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.